să ne întâlnim. Haide să vorbim. Voi fi mai chill după ce știu, o să-mi permis să simt. Așa a fost să fim. Poate e destin, n-avem nimic de împărțit, să știi că suntem kit. Vreau să ne întâlnim, haide să vorbim. Voi fi mai chill după ce știu, o să-mi permis să simt. Așa a fost să fim, poate e destin, n-avem nimic de împărțit, noi, să știi noi, că suntem kit. Noi ne-am mai văzut de 23 de ani. Poate ar fi momentul, stăteam odată și mă gândeam cum nu te poți simți liber. Și ce nu știi, chiar te doare când jumătate din tine e doar un semn de întrebare. Adică taică-miu, hai că nu mă ascuns în la pământ, n-am zis nici odată ce simt, am închis lacătul și parcă nu am crezut că va fi așa greu. M-am ferit de ce simt atâta timp până n-am mai fost eu. Am vrut să fiu sincer, dar cum pot să fii sincer când ce ai în minte și suflet te împunge și te învinge? Când ce simți te împinge să fii cel care respinge, în timp ce inima e rece, dar frige, de-aia nimeni nu mă atinge. Dar totul a dispărut într-o zi ca un Insta story. Poate că sunt tatăl meu ca Chuck Norris, I'm sorry. Doar că sunt bărbat în casă de când aveam biberon și simt că a venit momentul să pun mâna pe telefon. Acasă, viață, viitor de mine. Cel mai ciudat e că n-am mai vorbit de ani de zile. Vreau să ne întâlnim, haide să vorbim. Voi fi mai chill după ce știu, o să-mi permis să simt. Așa a fost să fim, poate e destin, n-avem nimic de împărțit, să știi că sunt în chit. Găsesc un număr, nu sună, mi-e ciudă, caut pe Google, lupta-i lungă. Găsesc un contact de la muncă, se întâmplă, sună, zic alo. Inima îmi bate rău, răspund de secretara, domnul Preda nu e la birou. Cer numărul, dar nu-l dă să-l las pe al meu și mă sună după. Îi zic că e o problemă de familie și mă preocupă. Notează 0722, faci o pauză. Mihai Preda știe el cine îl caută. Dar eu umblam în ziua aia în București cu lume multă. Întâlniri, studiouri, treburi, mă înțelegi? Fun fact, ajung la clip la Dragonul ca să dau context. Și peste o oră aveam tren, plecam cu o fată din județ. Mă sună un număr, gândesc că ea e și răspund. Aud o voce de bărbat care spune salut. Și atunci când întreb cine e, deja fac conexiunea. Wow, vocea din telefon spune salut Mihai, sunt tatăl tău. Părinții mei s-au despărțit când eram mic și nu l-am întâlnit niciodată. E acum ori niciodată, mereu am evitat să o zic. Schimb subiectul de atâta timp, nici n-am vorbit vreodată. Nici măcar nu știu cum arată totuși. Vreau să ne întâlnim, haide să vorbim. Voi fi mai chill după ce știu, o să-mi permis să simt. Așa a fost să fim, poate e destin, n-avem nimic de împărțit, să știi că suntem kit. Vreau să ne întâlnim, haide să vorbim. Voi fi mai chill după ce știu, o să-mi permis să simt. Așa a fost să fim, poate e destin, n-avem nimic de împărțit, să știi că suntem kit. Vorbim să ne întâlnim, întreabă de viață, atâtea chestii apasă, nu-i ceva de suprafață. Îmi zice care două fete și că au avut un șoc, că le-a zis ieri de mine și au strigat ăsta nu-i psihotrop. Ele mă știau, el nu știa, eu nici nu mai știu. Singura experiență dată fiu, e piesa pe care o scriu. Și poate nici n-are rost, tot ce mi-am dorit a fost să-l cunosc. Recunosc, abia am dormit, m-am tot gândit, oare pe cine voi vedea? Ne-am întâlnit și ne-am zâmbit, am dat mâna și tremura. I-am dăruit albumul, a citit numele lăcrima. Și poate tot ce am încercat a fost să audă cineva. Yeah, psihotrop e porecla, numele Mihai Preda. Pune albumul în colecție, a fost de învățat o lecție. Poate totul a fost predestinat pentru educație. Un copil fără tată a crescut o generație.